Capitolul 8. Biruințele lui David După aceea, David a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor. A bătut pe moabiți și a măsurat cu o frânghie, punându-i să se culce la pământ. A măsurat două frânghii ca să-i omoare și o frânghie plină ca să-i lase vii. Și moabiții au fost supuși lui David și au plătit un bir. David a bătut pe Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Tsoba, când s-a dus să-și așeze iarăși stăpânirea peste râul Eufrat. David i-a luat 1700 de călăreți și 20.000 de de pedeștri. A tăiat vinele cailor de trăsură și n-a păstrat cai decât pentru 100 de care. Sirienii din Damasc au venit în ajutorul lui Hadadezer, împăratul din Tsoba, și David a ucis 22.000 de sirieni. David a pus strajă în Siria, Damascului. Și sirienii au fost supuși lui David și i-au plătit un bir. Domnul o crotea pe David oriunde se ducea. Și David a luat scuturile de aur pe care le aveau slujitorii lui Hadadezer și le-a adus la Ierusalim. Împăratul David a mai luat multă aramă din Betah și din Berotai, cetățile lui Hadadezer. Toi, împăratul Hamatului, a auzit că David bătuse toate oștirea lui Hadadezer și a trimis pe fiul său Ioram la împăratul David ca să-i ureze de bine și să-l laude că a pornit lupta împotriva lui Hadadezer și că l-a bătut. Căci Toi era în război cu Hadadezer. Ioram a adus vase de argint, vase de aur și vase de aramă. Împăratul David le-a închinat Domnului, cum închinase și argintul și aurul luat de la toate neamurile pe care le biruise, din Siria, din Moab, de la fiii lui Amon, de la Filisteni, de la Amalek și din Prada de la Hadadezer, fiul lui Rehob, împăratul din Tsoba. La întoarcerea de la biruința lui asupra sirienilor, David și-a făcut iarăși un nume, bătând în valea sării 18.000 de edomiți a pus străji în Edom, a pus străji în tot Edomul și tot Edomul a fost supus lui David. Domnul ocrotea pe David pretutindeni pe unde mergea. În alți slujbași ai lui David. David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui. Ioab, fiul ei, era mai mare peste oștire. Iosafat, fiul lui Ahilud, era mai mare peste scriitori. Țadoc, fiul lui Ahitub, și Ahimelec, fiul lui Abiatar, erau preoți. Seraia era logofăt. Benaia, fiul lui Jehoiada, era căpetenia cheretiților și apeletiților. Și fiii lui David erau mari dregători.